George Toporceanu, Rapsodii de toamnă. 2. Într-o clipă, alarmate, ies din șanțuri vrăbile. Papura pe lac se zbate, legănându-și săbile. Un lăstun în frac apare sus pe un vârf de trestie ca să ții o cuvântare în această chestie. Dar broscoii din răstoacă îl insultă în pauze și din papură îl provoacă cu prelungi aplauze. Lișițele încep să strige ca de mama focului, cocostârci pe catalige vin la fața locului. Un țânțar, nervos și foarte slab de constituție, în zadar vrea să-i aparte și el la discuție, când deodată un erete, polițai din naștere, peste baltă și boschete vine în recunoaștere, cu poruncă de la centru contra vinovatului ca să-l aresteze pentru siguranța statului. De emoție în surdină, sub un snop de bozie, o păstaie de sulcină a făcut explozie.